Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Panoramic Sportiv, difuzată ca de obicei pe Informația TV. Dacă de obicei avem invitați din fotbal, din volei, din handbal, din lupte sau din boxul sălmărean, de această dată vom avea o emisiune mai specială, asta pentru că vom vorbi despre un sport care nu prea este întâlnit în satul mare, vorbim despre rugby. Și care este motivul pentru care ne vom concentra pe acest subiect? Este faptul că în satul mare se află Daniel Ianuș, un internațional de rugby din România. Cu această ocazie l-am invitat în studiourile Informația TV să ne spună mai multe despre acest sport care se numește rugby. Bine te-am găsit, Daniel! Bună seara atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am întâlnit, bine v-am găsit. În primul rând, care este motivul vizitei ca în satul mare? În Satul Mare am ajuns la invitația unui bun prieten al meu în vizită și voi sta aici câteva zile. Da, vei sta aici câteva zile, doar atâta, nimic pe plan sportiv sau. Da, sunt doar în vacanță, în vizită și, să spun, în trecere prin Satul Mare. Da, tu acum te afli într-o perioadă, într-o vacanță de iarnă, pe plan sportiv, dacă putem spune așa. Care este povestea ta în rugby-ul românesc? Momentan mă aflu în vacanță, de fapt spre sfârșitul vacanței. Deja am început ușor, ușor pregătirea individuală, pregătirea sportivă personală și urmează ca de săptămâna următoare să încep pregătirea cu noua mea echipă, la care voi evolua pentru sezonul 2015. Să le spun și telespectatorii noștri că tu în sezoanele trecute ai evoluat la Steaua București. Când ai venit la Steaua sau? La Steaua am început în 2008. Am evoluat pentru 6 sezoane, pentru culorile roșu-albastre, pentru 6 sezoane, dintre care am fost de 4 ori vicecampion și de 2 ori câștigător al Cupei României. Niciodată nu ai fost campion. Niciodată campion, da. Presupun că asta îți dorești acum pe viitor, la noua echipă. Asta este și principalul motiv pentru care am schimbat echipa. Steaua, din păcate, se află pe o pantă descendentă, să spun așa. Au plecat foarte mulți jucători de valoare și echipa se află într-o reconstrucție. Au venit foarte mulți jucători tineri și de-abia de acum să se formeze ca o echipă pentru primele locuri. În toți acești ani tu ai trecut prin momente, am putea spune, deosebite alături de echipa națională a României, de echipa de club, dar haideți să le prezentăm telespectatorilor care a fost începutul tău, cum ai început tu să practici acest sport. Când am început să practic acest sport a fost în copilărie, copil fiind, jucându-ne în fața blocului cu gașca de prieteni, jucând fotbal, iată, jucând fotbal, și la un moment dat prietenul care deținea balonul de fotbal s-a făcut ora când trebuia să meargă la antrenamentul de rugby. El deja era practicant de rugby și în momentul acela s-a spart gașca. Neavând ce face, copil zburdalnic și plin de energie, am hotărât la impulsurile grupului să merg și eu cu ei, să particip la un antrenament de rugby. Plecasem de acasă cu ideea preconcepută, că la rugby te lovești, la rugby se întâmplă o mulțime de accidente și cu mare greu am hotărât să merg și le-am spus că eu merg, mă uit și dacă o să-mi placă, o să intru în antrenamentul lor, în joaca de copii, de fapt. Era o joacă de copii, nu era un antrenament propriu-zis. Fiind acolo, am văzut cât de frumos se jucau aruncau mingea, aruncau balonul oval, ou, cum îi spunem Te-a atât făcut atunci. într-un fel curios să Și m-a făcut practici. foarte curios, da? Și în același timp am intrat în joaca lor și acolo am rămas, iată-mă, și astăzi, după 16 ani de practicant de rugby și 10 ani, chiar aș putea spune, la cel mai înalt nivel românesc.
prietenul tău mai face rugby sau v-ați ajuns să jucați împreună la o echipă, dacă tot te-a tras pe acest sport? Da, prietenul meu, care a fost și inițiatorul meu din copilărie, din păcate nu mai practică, nu mai joacă rugby. Chiar dacă stau și mă gândesc bine, cred că din acea gașcă de copii de atunci care am început cu rugby, cred că sunt singurul care am mai continuat. Care a rezistat. Să spunem, nu cred de rezistat, ci pur și simplu am continuat cu sportul de performanță. Da, tu ești din Pașcani, acolo ai început. Da, sunt din Pașcani, județul Iași, un orășel mai mic decât satul mare, cu număr mai mic de locuitori. Acolo am început, acolo a fost inițierea mea în rugby, după care am continuat la nivel de juniori la Focșani, la LPS Focșani, unde am terminat și liceul. După care următorul pas în viața mea, spre și în carieră, a fost trecerea de la nivelul de juniori la seniori, un pas care l-am făcut spre Ardeal. Am venit la echipa din Cluj, unde am evoluat pentru 2 ani de zile, după care am primit o ofertă de la Steaua și care nu am refuzat-o. La Universitatea Cluj cum ai ajuns? Totuși. La Universitatea Cluj a fost o decizie, să spun, o decizie gândită a mea. Copil fiind, la 18 ani, am avut posibilitatea să-mi aleg singur echipa de senior la care urmează să evoluez și gândindu-mă că dacă o să merg la o echipă mare, cum era atunci Steaua, Dinamo, și eu junior fiind, nu aș fi putut prinde echipa și n-aș fi putut juca și aveam foarte mare nevoie de meciuri, să fiu în teren, să câștig experiență la perioada aceea. Și m-am gândit că dacă voi merge la o echipă, să zic, la care mai accesibilă, la care aș putea să prind echipa mult mai repede, în cazul de față fiind vorba despre echipa din Cluj, am luat decizia să merg la echipă mai accesibilă din punctul meu de vedere. Și așa a și fost, am mers la Cluj, am prins echipa, am jucat aproape toate meciurile, după care am avut o evoluție constantă, să spun așa, pe plan sportiv. Și ulterior a venit și pasul următor către Steaua. Ce ai simțit când ai fost dorit de Steaua București? Totuși este un nume în sportul românesc. Da, vă dați seama, a fost o mare bucurie să primesc telefon de la antrenorul Stelei și spunându-mi că își dorește să fac parte din echipa sa. Chiar fără să mă gândesc prea mult, am zis că da. Am mers acolo și am avut parte de un grup minunat care m-a acomodat foarte repede, niște colegi extraordinari. Și o perioadă a vieții destul de frumoasă, foarte frumoasă, aș putea spune chiar cea mai frumoasă. Ce momente deosebite? Cu ce clipe ai rămas de la Steaua? Cele clipe, din păcate, aș putea spune, clipe mai puțin fericite, la modul că am jucat 3 finale consecutive contra echipei din Baia Mare și le-am pierdut pe toate. Este destul de dureros. Este o amintire nu prea plăcută, dar și plăcute, aș putea să enumăr cele 2 cupe câștigate ale României și în același timp și, să spun, de la Steaua pasul către echipa națională României care l-am avut. Sezonul 2014 cum a fost la echipa de club pentru tine la Steaua București? A fost un an destul de greu pentru mine, atât personal cât și pentru echipa la care am fost, datorită faptului că nivelul campionatului românesc a crescut foarte, foarte mult în ultima perioadă, iar noi am simțit asta foarte bine. Celelalte echipe s-au întărit foarte, foarte mult. Noi am rămas același grup și ne-am cam chinuit să ne îndeplinim obiectivul. Din păcate nu am reușit, chiar am făcut o contraperformanță, cu părere de rău spun asta. Dar Steaua este un club mare care în continuare o să-și găsească resursele, să investească și să ajungă, să redevină ceea ce a fost. Au fost și probleme financiare? Da? Ca în orice casă, să spun așa, sunt probleme de diferite nuanțe. Să spun.
Spuneai de nivelul campionatului nostru din România, că a crescut în ultimii ani. Care crezi că este motivul principal pentru care acest lucru s-a întâmplat? Un factor deosebit de important este sosirea în campionatul românesc a unor jucători din emisfera sudică, care au influențat jocul echipelor. Echipele s-au întărit foarte mult, acești jucători dând un plus de valoare campionatului, meciurilor în sine și campionatului. În același timp, crescând nivelul campionatului, s-a reflectat asta și la echipa națională, unde echipa națională a avut în ultimii ani de zile evoluții spectaculoase, aș putea spune. Totuși nu este un dezavantaj faptul că la noi ajung jucători străini și românii, într-un fel, sunt lăsați la o parte sau ajung tot mai puțin la echipele mari. Nu sunt dați la o parte sau lăsați la o parte jucătorii români. Trebuie să privim partea bună a acestor jucători străini, pentru că ei vin cu ceva în plus. Probabil că dacă noi am avea în România resursele, și aici mă refer la jucătorii de valoare a acelora din străinătate, nu s-ar fi apelat la serviciile lor. Dar ei vin cu niște calități care noi, din păcate, nu prea le avem, sunt destul de rare. Mă refer aici la jucători de foarte mare viteză și o bună execuție a elementelor tehnice. Practic se creează și așa o competiție individuală între jucători. Toți vor să demonstreze mai mult la sosirea. Într-adevăr, devine și acea competiție. Jucătorul străin poate și eu nu pot, hai să încerc și eu, hai să mă autodepășesc. Întotdeauna concurența naște performanță la orice nivel și în orice sport. Este benefică la urmă concurența. Să trecem și la Naționala Frunzei de Stejar, Naționala României de Rugby. Ai fost și la loturile de Under 18, la Under 19. De acolo ai început, practic, să... Da, drumul meu a început la echipa națională, a început la 18 ani, la, să zic, prima categorie de vârstă, sub 18 ani, după care am evoluat și am luat-o pas cu pas, sub 19 ani, echipa de tineret a României și urmând ca la 21 de ani să debutez în echipa mare a României, echipa de seniori. În același timp am cochetat, să zic așa, și cu echipa de rugby 7 a României, la care am participat la mai multe turnee, atât de calificare cât și turnee europene. Și mi-am amintesc că am participat chiar și la un campionat mondial de rugby 7, dar a fost un campionat universitar cu echipa Clujului, echipa universitară. Da, și cu Naționala Mare, Naționala de Seniori ai României, ai fost și la Cupa Mondială în 2011, dacă nu mă înșel. Cum este să fii la această competiție? Cea mai mare și cea mai frumoasă experiență este acea participare la campionatul mondial de Noua Zeelandă din 2011, unde am luat parte la masa celor mai buni jucători de rugby. Și e cam maximul ce ar putea să obțină un jucător, un sportiv al Balonului Vale, este participarea. Nu mai zic de victoriile care pot să fie acolo și de... Dar, din păcate, pentru noi nu a fost un succes așa cum ne-am fi dorit, cu toate că am fi putut face o super surpriză. Ne-au despărțit 5 minute de victoria contra echipei Scoției, care este una din primele 6 ale Europei, o foarte, foarte mare putere a rugby-ului mondial. Da, iată, Naționala României acum, în 2015, va participa și la Cupa Mondială din Anglia, parcă. Ce șanse are România acum să facă o surpriză sau... La fel ca toate celelalte ediții ale campionatului mondial, România participă și în acest an, va participa și în acest an și va întâlni, la fel, echipe puternice, dar cu o reală șansă să iasă din grupe, să acceadă din grupe. Ar putea, după părerea mea și optimistic vorbind, ar putea să câștige contra Canadei și Italiei, ceea ce va fi o foarte bună performanță. Practic vor fi 4 grupe, a câte 5 naționale și vor merge mai departe primele 2. Când este campionatul?
Va fi în toamna anul, în octombrie, septembrie-octombrie, aceasta va fi perioada exactă. Și tu vei participa și tu acum sau urmează? Deocamdată nu sunt sigur că voi participa, nu știu loturi, lista jucătorilor la echipa națională este oricând deschisă. Momentan nu știu, ceea ce pot să vă zic este că îmi doresc foarte mult să fiu acolo. Și o să muncesc și o să lupt în continuare până în ultima clipă să accent și eu în acei 30 de jucători care vor face deplasarea către campionatul mondial. Pentru asta te vei pregăti și alături de noua ta echipă de club, începând din martie, când începe noul sezon din Superliga. Ce îți dorești tu acum cu noua echipă? Cu noua echipă îmi doresc foarte mult să iau titlul național, ca lucru și trofeu pe care îmi lipsește din palmares și din CV-ul de sportiv. Și în același timp să am evoluție cât mai bune, să ajut cât mai mult echipa la îndeplinirea obiectivelor, pentru că viitoarea echipă are mai multe obiective, nu doar Cupa României, nu doar Campionatul României, ci și Cupa României, și încerc să dau totul. Cum se desfășoară un antrenament la echipa de club? Cât muncesc sportivii în acest sport? Fizic e o muncă asiduă, este foarte, foarte mult de muncă. Ceea ce se vede și în decursul celor 80 de minute, unde fiecare jucător are câte o sarcină, nimeni nu stă nicio fracțiune de secundă, toți sunt într-o continuă mișcare, ca un joc de strategie, fiecare are rolul lui deosebit de important. Este rugby-ul un sport chiar așa de dur cum se vorbește, privit din teren, acum tu poți să ne spui. Fiind practicant de atâția ani, aș putea să vorbesc. Într-adevăr, este un sport de contact, un sport dur, dar în același timp are și farmecul și frumusețea lui. Nu aș putea să spun că ar fi un sport extraordinar de dur. Se întâmplă și accidente, dar sunt de natura jocului, nu sunt inevitabile până la urmă, fiind un sport de contact. La ce nivel crezi că se află rugby-ul în România? În România, ultimilor ani, ne aflăm pe o pantă ascendentă, care sper să ajungem în vârful acelei piramide la campionatul mondial din Anglia de anul acesta, unde să provocăm o surpriză. Ce crezi că îi lipsește totuși? Momentan, echipa României nu cred că îi lipsește absolut nimic. E un nucleu de jucători buni, tineri, cu experiență. Nu știu, nu se lipsească ceva. Așa vorbim acum de promovare, că vedem la televizor în fiecare zi doar fotbal și mai nou și Halep, dar rugby-ul întâlnim mai greu. Da, legat de promovare am putea spune că ne lipsește puțin promovarea, pentru că până la urmă vorbim de un campionat mondial, vorbim de o echipă națională care reprezintă România la cel mai înalt nivel, și aici am putea să spunem că am avea nevoie de un plus pentru mediatizare. Cum arată viitorii rugbiști ai României despre echipele mai mici, tinerii României? Viitorii jucători se găsesc în copiii de astăzi, care din păcate nu prea au acces la cultura rugbistică, poate pe care ar trebui să o avem ca și națiune rugbistică, dar asta mă gândesc că e o problemă culturală, nu e... Ajung mulți copii să practice acest sport, nu-l prea văd la televizor, nu cunosc. Din păcate, nu prea au acces la informații, nu prea văd, și nici părinții, să zic, nu sunt chiar deschiși să-i îndrume către rugby, plecând de acasă cu concepția că rugby e un sport dur, unde te lovești, te accidentezi și... Vă dați seama, nimeni nu-și dorește să-și trimită copilul să se lovească. Inclusiv părinții mei nu mi-au dat voie să fac sport, eu practicând rugby în neștiința lor.
se ocupă Federația Română de Rugby să dea o selecție, practic să să-i promoveze pe tineri. Da, există un proiect la nivel național al federației care se ocupă foarte mult de atât de promovare cât și de crearea centrelor de juniori. Dar iată că nu vedem în fiecare județ acest sport în din satul mare. Din păcate, da, și nu doar satul mare, cred că mai există câteva județe în care nu există rugby, centre de copii. Până la urmă, performanța de acolo se naște, investind în copii care să ajungă la maturitate, la un nivel foarte bun și să facă o performanță. În primul rând ar trebui create condiții în mai multe județe. Părere personală că ar trebui promovat mai mult și la TV să vedem rugby pe mai multe posturi. Țin minte și eu când eram mic, vedeam un meci de fotbal, de exemplu, dau acum un exemplu de fotbal și îmi doream, după ce se termină meciul, să merg să joc și eu fotbal cu prietenii, cu colegii. Dar iată că în cazul rugby-ului nu prea putem să facem așa ceva. Într-adevăr, este puțin mediatizat, foarte puțin aș putea să spun în comparație cu fotbalul care tu l-ai reamintit, dar nu este doar problema rugby-ului, este și problema mai multor sporturi care se confruntă cu aceeași problemă, lipsei de mediatizare. Dincolo de acest sport, mai practici și altceva? Deocamdată nu. Mă consider un jucător profesionist care îmi văd doar de obiectivele pentru sportul acesta. Am practicat în copilărie, am mai făcut karate cu aikido și puțin fotbal în curtea școlii cu prietenii. Ca toată lumea, ca toți băieții, de exact, altfel. Exact. Te-ai gândit că o să ajungi jucător de rugby la Naționala României la vârsta de 14 ani, de exemplu? Când eram mic, nu prea mă gândeam atât de departe, dar în același timp, în sinea mea, îmi doream să ajung un jucător bun, un jucător care într-o zi să reprezintă echipa României și de ce nu să ajung în Noua Zeelandă și chiar să particip la un campionat mondial. Mă gândeam când eram mic și chiar îmi doream lucrul ăsta. Și viața mi-a oferit șansa și mi-am îndeplinit până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, toate dorințele, inclusiv participarea la un campionat mondial și să merg să vizitez Noua Zeelandă. Cum este acest sport? La vârsta de 18-19 ani încep în mod normal să te gândești la viață. Poți trăi din acest sport? Cum sunt salariile, de exemplu, la rugby, că în alte sporturi aflăm încolo încoace, dar... Da, din păcate, comparându-ne cu marile țări europene și din punctul ăsta de vedere suferim în rugby, salariile și puterea economică a României nu sunt în egală măsură cu, să dau un exemplu, Anglia, Franța, Germania sau alte țări puternic dezvoltate, țările din vest. Și la fel ca și economia, salariile din rugby sunt mult mai mici comparativ cu cele din străinătate. Au crescut acestea în ultimii ani sau... Spuneai că s-a dezvoltat puțin. S-a dezvoltat și aș putea să zic, au mai crescut nivelul rugby-ului. Odată cu creșterea nivelului de rugby a crescut și nivelul salarial, dar nu foarte mult. Da. Nu ne putem compara cu ce se întâmplă în străinătate. Cum trăiește un club de rugby în România? Are nevoie de sponsor sau sunt susținute de autoritățile locale? În mare măsură, din ce știu eu, sunt susținute de autoritățile locale, puține echipe fiind cele susținute majoritar de către un sponsor sau un grup de investitori. Să aibă doar un patron, de exemplu. Da, sunt puține echipele care sunt finanțate. Am putea chiar stau și mă gândesc. Nu știu să zic doar o singură echipă care să fie finanțată doar de un singur om sau de un singur grup, majoritatea de consiliile județene. Steaua București, la care ai fost tu, are vreo legătură cu secția de fotbal din cadrul clubului? Sau cum este acolo? Nu, diferă secția de rugby cu secția de fotbal. Amândouă fac parte din cadrul aceleași
club sportiv, Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, dar secțiile sunt diferite și nu prea nu avem nicio treabă cu, n-am avut până acum nicio treabă cu jucătorii de fotbal, cu toate că ne întâlneam zilnic în baza sportivă din Ghencea, dar asta nu avea nicio legătură cu cele ce se întâmplă legate de fotbal și scandalurile. Deci secția de rugby nu o să-și piardă sigla. Cu siguranță nu o să-și piardă nici sigla, nici istoria, nici nimic. Din păcate își mai pierde câte un jucător, sau a pierdut până acum câte un jucător, doi, în fiecare an. Iar cu siguranță se vor găsi și alții care să înlocuiască pe cei plecați. Vorbeai de Naționala României, la început de Naționala României de 15 și Naționala de 7. Care ar fi diferența dintre cele două? Diferențele sunt de sport, pentru că rugby în 15 aș putea să spun că e un alt sport față de cel de rugby în 7. Terenul e același, balonul e același, doar că jucătorii sunt mai puțini. Dinamica jocului e altfel. Este un efort mult mai mare, mult mai, să spun, mult mai... Practic depui același efort pe aceeași suprafață de joc, nu în 7 sau... efort, aș putea să spun, de două ori efortul de rugby în cifre, dar într-un timp foarte, foarte scurt. Și care îți place Imaginați-vă mai mult? Că un meci de rugby în 15, o repriză durează 40 de minute, iar de rugby în 7 durează 7 minute o repriză. Iar efortul este de rugby în 15, împărțit la 15 jucători, iar la rugby 7 la 7 jucători pe o suprafață pe aceeași suprafață de teren. Și care parte îți place mai mult? De 15 sau de 7? Sau? Sincer, îmi place, aș înclina mai mult către rugby 7, dar din păcate la noi în țară nu este prea dezvoltat. Toată lumea se axează pe rugby 15. Există și competiții, cum ar fi o ligă întâi, o superligă la rugby 7? Da, aceeași superligă Czech Benga României de rugby 15 este și de rugby 7. Aceleași echipe, doar că jucătorii nu se mai întâlnesc aceiași. Sunt selectați pe criterii diferite. Dacă la rugby 15 întâlnim jucători foarte masivi, foarte puternici, la rugby 7 întâlnim majoritari jucători atletici, foarte dinamici, foarte rapizi. Întâlnim acolo și tinerii sau juniorii. Da, în fiecare echipă există tineri și din ce știu chiar... Regulamentul federației impune în fiecare echipă să existe un jucător sub 23 de ani sau sub 21 de ani care să continue cu echipa. Care crezi tu că ar fi diferențele dintre rugby și fotbal ca joc? Sunt foarte... N-aș putea să fac o comparație exactă. Sigur, pentru că e dificil să faci o comparație, dar... Îmi este dificil să fac o comparație pentru că nu am practicat fotbal decât la nivel de curtea școlii. Iar în schimb cu rugby am ajuns la un nivel destul de bun. Cu siguranță există foarte multe diferențe. În primul rând, balonul e altfel. Sau aș putea să mai adaug și asemănări, gândindu-mă la asemănări, suprafața de joc, terenul, gazonul este la fel. În rest, cred că cam tot diferă de la balon la... jucători, somaticul jucătorului, de mentalitate, de condiția fizică diferă. Vedem la meciurile de rugby, vedem o rivalitate în teren, o încrâncenare acolo. Cum sunt jucătorii după meci, de exemplu? Da, la rugby se întâmplă un fenomen foarte frumos, foarte plăcut. Se numește, noi din interior îi spunem, repriza a treia. După meci, echipele combatante se întâlnesc, iau masa împreună, socializează, povestesc și... Practic sunteți cei mai buni prieteni după meci, să înțeleg. Da, în timpul unui meci suntem rivali 100%, iar după ce se termină meciul chiar devenim prieteni, legând prietenii care durează o viață de om. Acum că mai avem câteva secunde din această emisiune, ce să ne spui ce îți dorești tu pe anul 2015 și... În
primul rând îmi doresc sănătate, ceea ce doresc la toată lumea, să fie sănătoasă. După aia mă gândesc pe plan profesional să fac meciuri cât mai bune, să evoluez cât mai bine la viitoarea echipă la care voi evolua și să ies campion național. Cam să spargi șirul de vice-campion. Da, da. Cum ar veni. Să-mi completez și... Noi îți dorem multă baftă în anul 2015 și mai încolo, dar să mai îți adresez o întrebare. Cum ți se pare Satul Mare? Satul Mare îmi place foarte mult. Din păcate nu pot ajunge prea des aici. A fost destul de departe de unde am locuit în București până acum și n-am ajuns foarte des. Dar de fiecare dată când mă întorc aici, mă întorc cu plăcere. E un oraș micuț, un oraș liniștit. E un oraș care îmi place. Noi îți mulțumim pentru răspunsul la invitație și încă o dată îți urăm mult succes în continuare. Sperăm să te mai avem în Satul Mare alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția noastră Panoramic Sportiv din această săptămână. Noi vă mulțumim pentru atenție și rămâneți pe Informația TV.